Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și astăzi vă propun o modalitate interesantă de crearea unei resurse educaționale utilizând alte resurse educaționale. Propunerea mea este Google Sites și, mai exact, este vorba de utilizarea unor resurse educaționale deschise pe care le puteți identifica în contul de YouTube Resurse EduCred, atât pentru gimnaziu cât și pentru ciclul primar. După cum observați, pe această pagină găsiți inserate link-uri către acele resurse video, dar și programa de educație economico-socială de la clasa a 8-a, adică programa pentru disciplina educație economico-financiară. De asemenea, după cum observați, am încărcat pe această pagină și link-uri către manuale digitale aprobate de Ministerul Educației. Evident, am adăugat și câteva date despre autorul resurselor educaționale deschise. De ce totuși spunem că este o resursă educațională deschisă? Pentru că acest instrument este construit și poate fi adaptat fiecarei clase de elevi. Iată aici câteva dintre detaliile de construire, de editare ale acestei resurse educaționale deschise. Da? Iată și pagina digitaledu.ro, de unde puteți selecta activități didactice, resurse educaționale pe care apoi să le includeți în resursa educațională unde elevii dumneavoastră, dar și alte cadre didactice pot să le utilizeze. Având în vedere resursele și instrumentele aflate la dispoziție pe această platformă, nu pot decât să vă doresc mult, mult succes. La revedere!